bună seara. Probabil că ar fi bine să ne cerem scuze pentru mica întârziere, sau mare întârziere, care nu este deloc potrivită pentru niște clujeni. Totuși, eu aș spune să nu debutăm aceste întâlniri cu niște scuze, ba dimpotrivă să lăsăm scuzele la urmă și, prin urmare, să-mi permiteți să vă spun bun venit celor care ați venit, să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în această seară să-l întâlniți pe Ion Mureșan, să-mi permiteți să fac cât mai puțin protocolar încă de la început această întâlnire, prin urmare mă voi așeza și eu în câteva clipe, și să continuu prin a face o scurtă introducere referitor la ceea ce se întâmplă, la întâlnirea noastră, sau dacă vreți un argument referitor la ceea ce înseamnă acest proiect care debutează în această seară, și anume Lanțului Poeților la Librăria Bizantină. Ei bine, înainte de toate să menționăm faptul că, iată, cel mai important lucru este și aspectul care merită semnalat și care este relevant, cred eu, este acela că tot mai dinamică această cultură poetică românească, această cultură literară românească, iată că este susținută nu doar de instituțiile profilate în acest domeniu, nu doar de instituțiile, să spunem, acreditate pentru a mediatiza poeți, prozatori, critici literari și așa mai departe, ci în ce în ce mai mult, iar aici este salutar, atitudinea Librăriei Bizantină, din ce în ce mai mult și de către astfel de, să zicem, organisme sau entități, cum este și librăria. Nu s-a născut în România această atitudine, însă iată că de curând și la noi găsim acest tip de întâmpinare, să spunem, a mediului cultural și literar de către astfel de să zicem, locuri în care cultura se simte tot mai la ea acasă. Unde altundeva decât, să zicem, într-o librărie, unde cititorul vine ca să cunoască nu doar cartea, ci și autorul, se poate petrece o întâlnire cu un autor. Astăzi, dumneavoastră vă întâlniți cu unul dintre, probabil, cei mai cunoscuți autori ai literaturii române a ultimelor decenii. Este vorba de un autor care merită o prezentare specială, dar care a fost suficient de mult prezentat pentru a nu vi-l prezenta detaliat. De ce? Pentru că n-aș fi nici primul, nu aș fi nici singurul care ar remarca lucrurile prin care s-a remarcat el însuși înainte. Și este vorba de poetul Ion Mureșan, despre care, în primul rând, aș vrea să vă spun ceea ce spunea Mircea Cărtărescu atunci când, în vizită la Cluj-Napoca, invitat de către Facultatea de Litere de acolo, intrând în sala în care avea loc acea conferință pe care o susținea Mircea Cărtărescu, fiind aplaudat, Mircea Cărtărescu a răspuns: bine, atunci trebuie să mai aplaudați odată, fiindcă în fața dumneavoastră se află cel mai mare poet în viață al literaturii române. Era vorba de Ion Mureșan. Fiind amândoi clujeni, s-ar putea ca totuși această prezentare a mea să vi se pară pe undeva, să zicem, părtinitoare. Sau, ca să mă exprim altfel, s-ar putea totuși ca eu să par subiectiv în prezentarea mea. Poate că totuși vă amintiți dumneavoastră înșivă faptul că o critică literară de consistență, înaintea mea, l-a prezentat pe Ion Mureșan în termenii pe care eu i-am ales astăzi, și anume ca unul dintre momentele cele mai semnificative ale poeziei românești, așa zis, obzeciste, cu însă trăsăturile de rigoare care îl distingeau de obzecism pe Ion Mureșan și care făceau din Ion Mureșan poetul care este astăzi. Ceea ce, tocmai de aceea, permiteți-mi această paranteză rapidă, e ușor redundant și mă simt repetitiv prin faptul de a vă spune lucruri pe care ori deja dumneavoastră le cunoașteți din lectura dumneavoastră în marginea poemelor lui Ion Mureșan, ba mai mult, sunt repetitiv în raport cu, tocmai cu această critică literară și tradiție interpretativă care de 3 decenii s-a obișnuit să discute în acest fel despre poetul pe care dumneavoastră îl aveți astăzi înainte. Care nu e pentru prima oară în fața unui public bucureștean, care nu este nici la debut poetic, cu toate că acest volum pe care astăzi îl prezentăm înaintea dumneavoastră este doar al 3-lea volum, raftul pe care îl ocupă fizic într-o bibliotecă, Ion Mureșan este scurt, dar indirect proporțional cu valoarea pe care o ocupă. Și despre acest lucru, dumneavoastră, cu siguranță că deja ați aflat destul de multe, am încercat și eu să rezum doar în parte și permiteți-mi să vă redau sau să vă readuc, să vă reprospătez în memorie o strofă, câteva versuri, un poem pe care la debut Ion Mureșan, prin care Ion Mureșan își definea arta poetică și care mi se pare de departe
mi se pare de departe medalionul, dacă vreți, autodescriptiv al poeziei lui Ion Mureșan. Iată cum începe poezia acestui poet român obzecist. Începea ca o foarte bruscă surzenie. Viziunea, firește. Începea ca o foarte bruscă surzenie. Începea ca o foarte bruscă trezire. Peste gramatică trece o vedenie și încălcește părțile de vorbire. Cu acest tip de vizionalism debutează Ion Mureșan în literatura română, cu un vizionalism care, într-o anumită măsură, ca toate vizionalismele, dar și cu particularitățile lui de rigoare, reașează lucrurile, redă, dacă vreți, o ordine mai coerentă decât ordinea vizibilă a lumii, și anume ordine, să zicem, de alt nivel, o ordine inteligibilă, care, cu alte cuvinte, depășește, dacă doriți, spațiul orizontal al lumii și ceea ce înseamnă vederea pur ambientală a acestei lumi. Probabil v-ați întrebat uneori de unde histrionismul lui Ion Mureșan, care, permiteți-mi și această remarcă, se observă de foarte multe ori până și în prezența poetului, nu doar în ceea ce scrie. Acest histrionism dublat de foarte multe ori de ceea ce înseamnă un fel de vedere ludică asupra lumii, pe care o traduce fie prin ceea ce înseamnă ipostaze ale copilului, ipostaze ale, ce e mai bine pentru un critic literar decât să fie confirmat de poetul. De câte ori spune bun copil, înseamnă să spune ceva bun, de bine. Ei bine, aceste perspective, dacă vreți, infantile, fiindcă poetul știe că se joacă cu perspectiva copilăriei, acești ochi deschiși din capul unui copil cu care încearcă poetul să privească lumea, nu sunt altceva decât, firește, încercările unui alt poet după o tradiție milenară a poeziei de a vedea lumea mai proaspăt. Mai proaspăt decât modul în care au văzut-o cei de dinainte de el. În spatele acestui histrionism, în spatele așa zisului mod infantil sau copilăros de a vedea lumea, se ascunde însă acest tip de vizionalism despre care deja v-am pomenit, un vizionalism pe undeva atipic în raport cu obzecismul lui Ion Mureșan. Sau cu acel obzecism despre care criticii literari ne spun că este livresc și că este citadin. Că, dacă este să ne exprimăm altfel, vede doar orizontal lumea, fără a avea nelinici de ordin transcendental sau de ordin transcendent sau de ordin metafizic. Ei bine, dacă vezi ca un fel de aură radiază memoria acestui poet, sau un fel de halo foarte nostalgic este cel care descrie poemele sub umbra cărora se construiește tot mai singur în ultimele decenii statuia, între cu ghilimelele de rigoare, ale acestui poet. Până acolo unde se ajunge inclusiv la o viziune, să zicem, și cu asta termin, la o viziune de tip stăneștian, poate iertați referința pe care o fac, nu vă deranjează deloc, și anume în Cântec de Primăvară 2, în poema lui Ion Mureșan, pe care nu fără motive l-aș apropia de regia 11 a lui Nichita Stănescu, care începe ca, amintiți-vă, intrarea în muncile de primăvară, și anume iată care este viziunea poetului, Ion Mureșan: inima l-a înghițit pe Domnul, iar Domnul a înghițit inima, cu cele patru cămări ale gurii și fiecare cuvânt cu patru cămări, dar inima mea, înfășurată în nori roșii, în jurul inimii mele s-a înfășurat. Aceasta este perspectiva adâncă de la care pornește Ion Mureșan, de la care pornește, firește, destinul lui Ion Mureșan, destinul de poet al lui Ion Mureșan, și în termenii căreia aș dori să începem și discuția sau să demarăm acest dialog al nostru cu poetul pe care l-aveți astăzi înainte. De ce privește? Vă rog? Mă lași pe mine, spun două lucruri. Da, poftiți. Mi-a plăcut. De la... Bine, că faptul că suntem puțin și că fiecare este exponențial mai mult. Fiind aici. Bun. Unul, când a spus, o să mă așez în câteva clic, a spus domnul Luigi Mambule. Eu sper să ne așezăm în acest clip. A venit la o lansare unei cărți, fără o discuție cu un scriitor sau cu cineva, la o întâlnire cu iubitul, a de așeza într-o clipă. Noi, dacă ne așezăm, este mai mult, desigur, nu că într-o clipă, dar în câteva clipe. Câteva clipe din viața noastră în care ne-am așezat. Asta este întâlnirea cu gândul bun și cu poezia. A te așeza
Într-o clipă. În câteva clipă. Asta deja înseamnă a fi nemuritor. Dacă stai în clipa aceea, e o clipă salvată. Bun. În legătură, eu vreau să fiu foarte scurt. De pot. Păi mâncare la Luigi, acum, culmea este că el n-a venit unde să știe. Nu putea să știe, l-am citit aseară la televiziune. Exact același poem. Nu l-am înțeles deloc și mă bucur că ai avut intuiția asta. Exact, am simțit nevoia să citesc poemul ăla. O să mâine seară, nu știu, se va da demisiunea sau nu. La maraton de poezie am exact poemul cu care am deschis recitalul, cât am putere de 4 poezii la Egipt. Încă o dată, eu zic să ne așezăm în această clipă. Ne așezăm în noi înșine și să fim nemuritori. Mulțumesc, Ion Mureșan. Unul dintre momentele acestui lanț al poeților la care veți participa... Vreau să vorbesc și eu. Tocmai la asta vreau să vă invit, dar permiteți-mi să introduc publicul în momentele pe care noi le plănuim. Unul dintre aceste momente pe care le veți regăsi și luni seara, va fi aici Nikita Danilov, venit de la Iași, le veți regăsi și în alte seri alături de alți părți ale literaturii române de astăzi, este acela al dialogurilor, așa zis, contrapunctice. Cu alte cuvinte, ceea ce vă propun este să chestionăm personajul, poetul pe care îl avem înaintea noastră, prin 20 de întrebări, cărora el va trebui să le răspundă cât se poate de prompt, dacă se poate chiar aforistic. Cu alte cuvinte, nu vreau să credităm, așa zisa grabă, a omului contemporan și nici să satisfacem cititorul contemporan grăbit în fața unei cărți sau în fața unui poet, ci dimpotrivă aș vrea să condensăm pe cât posibil tot ceea ce înseamnă esența gândurilor unui poet, respectiv a identității lui, a ceea ce îl descrie și a ceea ce crede el despre poezie, despre cultura în care el se află, despre, de ce nu, cuvântul este mare, și despre viață, fiindcă până una alta trăim, respectiv despre care este sensul nostru și ca cititor și ca scriitor, dar înainte de toate ca ființe. În urmare, Ion Mureșan, eu să vă cedez acum microfonul, rostind ceva mai puternic întrebările mele, și dându-vă cuvântul pentru a răspunde cât se poate de scurt celor 20 de întrebări. Baulio! Poftiți! Cât se poate de scurt? Începem? Aveți vreo emoție? Nu. Prima emoție pe care am avut-o este domnul Nigi Bamure, este redactor la revista Veso, unde este redactor șef. Și are oferit rol de redactor și la Zuf. Și m-am temut că o să mă laude. Și că o să mi se facă iar piele de găină când te laude cineva excesiv. Nu, a fost decent. De aceea, înainte, puteți să începeți. Era fost singura mea reține. Zic, o să vină și o să mă laude. Nu. Acum puteți să vorbim despre ce.